Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre un site unde putem primi gratis moneta Arbitrum la fiecare oră. Deci, moneta aceasta este nouă, din 23 martie undeva a apărut pe lista la CoinMarket. Cum văd eu, costă în jur de un dolar. Cel mai scump a fost $1.70 și 7 undeva. Deci, ce trebuie de făcut? Trebuie să avem instalat în MetaMask, după ce trecem pe site-ul bursei care va lucra cu moneda dată, Swap.ru, aici va trebui de conectat blockchain-ul lor prin MetaMask. Adică trebuie să facem conectare la bursa dată prin blockchain-ul Arbitrum. Deci cum facem rost de acest blockchain? Cine nu știe ce este blockchain, sunt diferite blockchain-uri. Deci eu am de pildă adăugat mai multe și când lucrăm în careva blockchain trebuie ales de pildă cel mai cunoscute sunt Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, ca exemplu, când îl alegem, deci el se deconectează. Pentru că Binance Smart Chain nu merge. Ei au blockchain-ul lor aparte și de ce trebuie de unit în MetaMask blockchain-ul lor. Pentru aceasta ce facem? Intrăm aici, unde sunt blockchain-uri și adăugăm network blockchain-ul care ne trebuie. Pentru aceasta apăsăm pe ceea ce am arătat acum în video și se deschide MetaMask unde sunt lista de network sau blockchain-uri și pur și simplu căutați unde este Arbitrum și faceți adăugare. Pur și simplu eu deja l-am adăugat, ca exemplu acesta e Arbitrum. Când apăs adăugare, el toate datele care trebuiește automat le instalează în MetaMask și apăs pe confirmare. Și de pildă eu cum am instalat alt blockchain Celo, el pe urmă se plasează, așa va fi ARB, adică Arbitrum cu Ethereum el lucrează. Deci acum mie îmi trebuiește să intru în MetaMask și să aleg, după ce ați instalat Arbitrum, intrați în MetaMask și alegeți rețeaua Arbitrum. Cum să alege? Cu șară. Dacă nu cunoașteți, în principiu tot e simplu. Cine are deja experiență, înțeleg, sunt oameni care cu cripto încă nu prea bine se descurcă. Deci, aici noi alegem network și alegem Arbitrum. Vedeți, la mine el acum nu e ales, e ales altceva. Și aleg Arbitrum și aici se va schimba acuși. Arbitrum are ca bază moneta Ethereum. Sunt vă trei blockchain-uri care au ca bază Ethereum. Arbitrum, pe urmă Zengsync, pe urmă este Optimism și așa mai departe. Sunt multe care lucrează pe bază de Ethereum. Blockchain-uri noi. Deci am adăugat. Mai departe, aici ea trebuie să importăm tokenul Arbitrum. Deci trebuie de găsit acest blockchain. Unde îl găsim? Intrăm la CoinMarketCap și uitați, aici este adresa la blockchain, nu ne trebuiește contractul. Acesta este contractul. El trebuie copiat
și de dus în MetaMask. Pentru ce ne trebuie? Ca să avem posibilitatea să vedem monetele care noi le adunăm și le primim, copiem adresa, ele trebuie să apară. Că tare, ele sunt și în blockchain, dar mulți din voi se descurcă greu cu căutarea după Arbiscan, Etherscan, Binance Scan și mai departe. Deci, pentru ce mai bine facem importarea tokenului și punem aici adresa contractului. Și aici vedeți apărut arbitru și apăsăm pe adăugare. Ok. Deci, această monetă, ea a apărut la mine, deci această monetă original. Și acum vedeți, eu deja în portofel o văd, după ce am făcut importul contractului. Și așa, orice monetă care este pe bază de acest blockchain trebuie adăugată încoa ca să pe urmă să nu o căutați prin, de pildă, să poate căutați și aici ea. Copieți adresa, intrați în coace, dați la căutare și vă găsiți statistica despre portofel, ce și cum aveți. Așa, ceva deja aici mi-a aruncat automat. Sunt monete care vin în formă de spam, careva monetă a venit e. Dacă vreți o vedeți, pe ea tot trebuie copiat contractul și intrați în MetaMask. Vedeți pentru ce trebuiește contractul, ca să vedeți tot ce este în portofel. Că de pildă, aici mi-arată că în portofel am monetă aceasta miner, dar aici eu nu văd, vedeți? Acum când o să fac import contractului, o să apară. Pentru asta se face import. Și vedeți, aici deja mi-arată cam aceste 300.000 de monete. Ele un fel de airdrop, dar asta la dorință. Cine vrea aceste monete poate să le activeze, acolo trebuie de investit, iar așa mai departe. Dar acum noi vom lucra cu ARB. Aceste monete, fiecare oră, pot fi minate gratis pe acest site. Ce trebuie de făcut? După ce ați trecut după acest site, ați făcut instalarea blockchain-ului Arbitrum. Pe urmă trebuie să facem conectare. Apăsăm pe conectare și alegem MetaMask. Când se vede portofelul aici, trebuie să trecem la Get Free ARB. El are și bursă și nu ne trebuiește acesta de prins. Apăsăm pe el, Get Free. Acum ne mai trebuie încă Telegram să avem deschis. De ce? Acum o să vedeți. Aici mai jos este un cod care trebuie trimis pe grupul lor Telegram și confirmând acest cod, ni se deschide accesul la dobândirea acestor monete gratis. Acest lucru se face așa, deci apăsăm pe Telegram. Trebuie să apară un bot, deci el trebuie activat. Trimis în acest PSM care se va deschide acuș și înducem și copiem. Acest cod trebuie trimis în acest Telegram bot care se va deschide acuș. Prea multe site-uri interesante sunt, unde se poate câștigat, toate le am deschise, din care cauza internetul merge mai greu și unele programe mai greu se deschid, dar fac video fără montare, ca în timp real să vedeți ce probleme, greșeli pot să apară.
ca pe urmă să fie un fel de școală tot ce fac eu și va fi mai ușor cu alte proiecte. Deci multe lucruri se repetă deja în alte proiecte. Dacă într-un loc ați făcut școala bună, ați învățat bine, deja vă scurcați mai bine și în altă parte. Deci, așa, se deschide acest bot, vedeți, și trebuie de pornit. Îl pornim și ne spune ca să ne logăm la acest din nou, dar eu deja am făcut. El vrea să vadă că eu sunt pe acest site. Ok. Pur și simplu, așa vedeți, el are trecere direct la am făcut acest lucru. Mai trebuie încă o dată acest Telegram bot. Să vedem ce apare acum, după ce din nou apăsat, că trebuie de două ori, îmi pare că de apăsat, acum să vedem ce o să apară. Dacă nu apare nimic, pur și simplu pun codul și îl trimit. Mai departe, trebuie să indic loginul meu de la Twitter. Deci, așa, cu Astru Mihai, cu acest Aron. Юзернейму, так. На Телеграм. Так, чего она и плачет? Când ceva nu-i clar, trebuie de tradus. Deci, vedeți câte lucruri poate fi care nu sunt clare, dar toate se rezolvă. Deci, trebuie de avut răbdare și insistență. Deci, legem limba care ne trebuie. El ne scrie în engleză. Ce vrea de la noi? Numele l-am scris greșit, deci el că tare, vedeți aici, îmi cere fără acest. Ok, fără. Fără acest Aron. Ok. Acum trebuie să mă înscriu la Twitter și la două canale. După ce am făcut acest lucru, trebuie să apăs pe acesta. Ok. Că tare mă tin că m-am înscris, dar acum verific. Deschide Twitter. Prea slabă viteză la internet.
Și trebuie să citim, să ne înscrim. Așa este, ca să fie mai ușor de lucrat. Așa. Ne înscriem. Să nu deranjează. A doilea grup. Tot ne înscriem. Și uitați-vă, când ați făcut tot corect, dați să verificăm. Uitați-vă, când ați făcut corect, vedeți aici a apărut că eu m-am înscris și a apărut butonul Decline. Vedeți? Se poate câștigat mai mult, dar se face contraplată, upgradare. Noi vrem gratis. De ce facem Climb? Și fiecare oră se poate apăsa acesta, se poate ridica acest nivel până la 5 arbitrum pe zi. 5 arbitrum, asta $5 pe zi. Făcând upgrade posibil. Acum, dacă doriți să mai invitați pe cineva, este link-ul de referral și aveți 10% bonus la ceea ce face invitații voștri și ce se poate reînnoit și o să fie statistică. Deci abia am început, cred că prima nu se socoate. O să vedem, pește o oră deja, mai apăsăm și mai vedem cum este procedura cu retragere. Deci tot ce fac acum se face gratis. 0,2. 0,2, primește 2 cenți. 2 cenți în fiecare zi, se poate făcut acolo vreo 20-30 cenți, depinde când și cum reușiți, dacă nu invitați pe nimeni. Dacă invitați, puteți să faceți și mai mult. Primește că maxim poate de făcut pe acest site 5 arbitrum, $5 pe zi. Dacă reușiți să vă ridicați la $5 pe zi, asta îți primește $150 pe lună, în varianta gratis. $150 se poate făcut cu invitație, cred că personal doar de făcut upgrade. Upgrade-ul, nu știu cum acolo procedura. Minimum de retragere e de la jumate de arbitru. Deci asta vă 3 zile se poate făcut liber. Pentru că 0,2, 5 ore s-a făcut, o să fie 0,1. Și încă vreau. Depinde de activitate. 25 de ori trebuie apăsat ca să fie 0,5. În câte zile? Puteți să faceți într-o zi? Bine, atunci nu o să dormiți. Vreți să verificați că plătește, puteți să nu dormiți o zi. Împărțim la 0,3, 0,2 și, cum am spus, 25 de ori de apăsat. Pur și simplu testați cu timerul, puneți un indicator, nu știu cum se poate făcut, clopoțel să vă sune la fiecare oră ceva, dacă aveți așa programe. Pur și simplu lucrați pe internet, ați intrat pe site-ul acesta, periodic intrați și faceți climb. Cea mai simplă tactică. Pentru că, vedeți, cum am spus, sunt multe site-uri nu se poate câștigat,
mai adăugat sau pe acesta undeva, ca să nu-l pierzi din vedere. Și ați lucrat undeva, ați făcut pauză, ați intrat în coace, ați făcut climb. Asta între altele, grați, o metodă de a face bani. Și această monetă, ea se vinde pe foarte multe burse. Dacă aveți frică că nu o să puteți folosi moneta dată, deci uitați-vă pe CoinMarketCap pe câte burse se vinde ea. Foarte multe burse. Este Binance, KuCoin, BitHub, Kraken, CoinBase, Uniswap, OKEx, Gate, Bybit, Hobby. Practic peste toate bursele ei. Poloniex, SushiSwap, Balancer. Vedeți, foarte, foarte multe burse. Practic, toate bursele au această monetă, așa că nu o să aveți probleme cu ea. Este o monetă din top. Pe locul 34 se află. Așa că probleme cu ea nu o să aveți. Cam atât ce am vrut spun, numai bine.